Îmi doresc ca în viitor totuși să se schimbe ceva, pentru că nu putem sta cu mâinile în sân și să așteptăm schimbarea. Iar această schimbare nu poate veni decât prin oameni care își doresc schimbarea. Eu îl susțin pe domnul Ghiță Roman și o spun cu mâna pe inimă că este un om care știe ce face, care a ajutat multă lume și care își dorește ceva pentru orașul Mediaș. Așa că de ce nu, haideți să îi dăm o șansă, pentru că am mai avut odată ocazia asta și am ales ceea ce nu cred că a fost ok pentru oraș. În curând voi absolvi liceul. Din toamnă voi fi student, iar după terminarea studiilor vreau să mă întorc în Mediaș. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, am nevoie de un loc de muncă sigur și bine plătit. Tocmai din acest motiv, vă rog ca în 5 iunie să faceți alegerea corectă și să ne creați Mediașul în care să putem să ne întoarcem, noi, tinerii, căci de vrut vrem. Tocmai din acest motiv, atât eu cât și colegii mei, îl susținem pe domnul Gheorghe Roman pentru primăria Mediaș, cât și echipa de consilieri a Partidului Național Liberal. Bun găsit! Am petrecut clipe minunate la Mediaș. Din păcate acum sunt plecat departe, însă cu sufletul tot acolo. Mediașul nu arată ca un oraș european, de aceea este nevoie de multă muncă, multă seriozitate și pentru acest lucru îmi susțin prietenii Ionuț Buzean și Viorel Pasc pentru Consiliul Local, iar pe domnul Gheorghe Roman, primar. Vă doresc multă, multă baftă!